Bună dragilor și bine ați venit la tarot zilnic pe sochi. E și Motanul aici, venit, a venit, mi-a dat un pupic, ne-a salutat Știu că v-am spus ieri că sunt ocupată, în continuare sunt Dar îmi rup din timpul meu pe cât pot și nu vreau să vă las fără filmările zilnice Știu că vă plac extraordinar de mult și mie îmi place foarte mult să le fac Să vă răspund la comentarii, să ne împărtășim între noi gânduri bune, lumină să încercăm să ne luminăm, măcar noi între noi Că oamenii buni se adună pe canalul de tarot Soare și Lună Am făcut și rimă De la atâtea oboseală și de la atâtea evenimente Hai să vedem, dragilor, sfatul zilei Vă reamintesc până atunci, că uit mereu Um, au apărut filmările pentru a doua jumătate a lunii septembrie. Vă invit să le vizionați. Au apărut toate. Le găsiți tot pe acest canal de YouTube sau în descrierea videoclipului. Acolo o descrie septembrie pentru Zodia Ta. Sunt și filmările pentru toată luna septembrie, dar și pentru a doua jumătate. Și sfatul pentru joi este. Fii impecabil în tot ceea ce spui. Cred că mai ieșit acest sfat în această săptămână, nu mai știu exact în ce zi, dar din ce mi amintesc că am m-a ieșit spune așa, să descătușăm puterea cuvintelor noastre. Cred că am vorbit și atunci că avem așa un dar de la divinitate, suntem parte din, din divinitate și atunci suntem creatori. Și e interesant că la început a fost cuvântul, cam așa și la noi. Și la început unei prietenii, unei relații, unei colaborări, unor sentimente, a unei etape din viața noastră, la început e cuvânt. Că e nevoie să spunem cam așa, deci dacă vrem să punem bazele la ceva, dacă vrem să creăm ceva, da, e nevoie să ne gândim, să facem meditații, eu nu zic nu, să ne luminăm drumurile. Dar este foarte important să și spunem ceea ce vrem, este foarte important să spunem lucrurilor pe nume, de ce nu? Și poate chiar e bine să pornim prin niște cuvinte pozitive, prin niște afirmații și mai mult de atât, pe lângă afirmații, e bine să facem ceva. Și totul pornește de la cuvânt. De la cuvânt și apoi la faptă. Cuvintele tale într întruchipează puterea ta creatoare. Este un dar primit direct de la Dumnezeu. Foarte, foarte frumos acest mesaj. Mi se pare interesant că este culoarea verde, este culoarea iubirii, este culoarea ceacrei inimii. Și atunci se cere de la noi poate să spunem cuvinte și frumoase, cuvinte duioase, cuvinte apropiate foarte mult de sufletul nostru și să spunem cuvinte din inimă. Da, poate e o zi în care e nevoie mai mult ca oricând să facem acest lucru. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, eu am luat tarotul TV Series și vom începe cu dragii mei berbeci să vedem care sunt energiile aici la voi. Ce se întâmplă, ce se arată pentru ziua de joi. Hai să vedem, dragi berbeci, S-a întors o carte, șapte de cupe. E o zi în care sunteți așa cu capul în nori. Sau e o zi în care visați frumos cu ochii deschiși. O zi în care poate și trăiți o emoție din aceasta profundă. Hai să vedem ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, șase de cupe. Dragi berbeci, ori visați cu ochii deschiși și frumos la cineva din trecut, ori e vorba de un copil de-al vostru care are o victorie sau de o persoană pe care o știți de mult timp și are parte de o victorie, de o reușită. E o reușită frumoasă, e o reușită asumată. Văd aici niște bani sau niște cadouri pe care le oferiți sau pe care le primiți. Sau poate pe care le primește această persoană. E o zi în care mie mi se pare că unii berbeci chiar visează cu ochii deschiși așa la cineva din trecut sau la o situație anume, neapărat la pe o persoană poate fi de dragoste pentru unii, pentru alții e vorba de ceva foarte important pentru voi din punct de vedere emoțional. Ce anume se întâmplă? Nouă de spade. Vă văd aici ușor stresați, posibil să... Mă rog, posibil ca unii berbeci ori să stați să pierdeți timpul prea mult, să visați prea mult cu ochii deschiși, posibil unii chiar să vă stresați pe ideea că domnule rămân singur, rămân singură sau trebuie să rezolv neapărat problema cu banii sau vă iau tot felul de gânduri ca o leu dacă mă părăsește sau dacă Uh, nu mai este nimeni alături de mine în această situație. Dar văd că acest stres totuși o face să găsiți o soluție necesară pentru a pune și în practică. Pentru că da, gândiți, voi gândiți, dar e nevoie să și scoateți pe gură, așa cum spuneam la început. E nevoie să acționați. Văd că pentru unii berbeci e o zi în care găsiți o, deci găsiți o soluție, luați o decizie. Sau poate chiar o veste pe care o primiți legată de o ceartă, de o gelozie sau o veste care vă face ușor geloși sau vă agită E ceva ce are legătură, oricum un scandal pe zona aceasta a studiului, după cum vedeți aici Ori e ceva ce are legătură cu o persoană care studiază sau are legătură cu o persoană mai tânără, oricum nu ai activități de a face bani sau cu un noi lucruri pe care vreți să le încercați din sfera aceasta materială de aici. Rezultatul final, valetul de bâte, dragi berbeci, îi se pare că până la urmă e o zi cu pasiune. E o zi în care vă simțiți ca niște adolescenți reînviați la viață, faceți tot felul de aspecte din acestea care. Vi se par vouă interesante, uh, unii poate chiar aveți de a face cu persoane mai tinere în această zi, persoane care vă ridică foarte mult moralul și văd aici o flacără așa care se aprinde în voi o poftă de viață. Acum cărțile vorbesc și de multă pasiune, mult eros. Acum nu știu ce faceți fiecare, dar uh, pentru unii berbeci aici, ca să nu zic că pentru toți e vorba de eros, de pasiune, de sexualitate pentru alții, pur și simplu poate fi vorba de niște idei care vă vin pentru a vă distra pentru a vă simți bine pentru a vă simți și voi entuziasmați. E ceva ce vă pasionează, ceva ce vă place și o activitate posibil ușor mai nouă pe care o faceți în această zi. Foarte frumos, dragii mei berbeci, nu aveți arcane majore, sunt evenimente din viața voastră de zi cu zi care teoretic n-ar trebui să fie foarte intense și uh, e o zi în care sunteți așa sus, jos, sus, jos, dar până la urmă văd că lucrurile sunt bune în viața voastră. Să știți că acest nou de spade mai înseamnă și un stres nefondat. Deci, aviz amatorilor. Dragii mei tauri, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația 3 de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 6 de cupe. Dragi tauri, pentru voi să știți că e o zi aici în care intrați în contact cu persoane din trecut, poate prieteni vechi, poate discutăm despre o victorie pe care o aveți pentru unii tauri. E o situație aici în care poate aveți de-a face cu un grup de oameni care studiază sau un grup de prieteni. Dar nu știu, parcă e un grup pe care îl știți de mult timp sau are legătură cu zona copiilor, cu persoane mai tinere. Sunt persoane cu care rezonați foarte bine. Văd aici un bărbat foarte plin de viață, e un bărbat care știe bine să negocieze, e un bărbat foarte activ, un bărbat care știe foarte bine ceea ce vrea. E un bărbat care are o importanță foarte mare pentru voi în această zi, e un bărbat care are chef să trăiască lucrurile din plin, care are chef să se aventureze, să se distreze. Nu e neapărat de dragoste, da, pentru doamne și domnișoare. Pentru unele poate să fie, doamne ajută, eu, eu nu zic nu, dar nu-i pentru toți taurii de dragoste. Poate fi vorba de un coleg, de un prieten, de un vecin, de cineva din familie. Ce anume se întâmplă? 6 arcada majoră numărul 6, în îndrăgostiții. Dragi tauri, eu zic cu pasiune la voi, da? În primul rând, eu o zic cu alegeri importante și eu o zi în care e nevoie să alegeți așa între minte și suflet. De asemenea, e o zi în care tot ce ține de zona sufletelor pereche este foarte, foarte intens aspectat. Poate intrați în contact cu persoane cu care pur și simplu rezonați foarte bine. A venit motanul, a vrut să-mi dau un pupic de să răzgândit. Um. Deci persoane cu care rezonați foarte bine, că suflet pereche nu înseamnă neapărat că vă întâlniți prințul pe un cal alb. Poate să însemne și asta, bineînțeles, dar în unele cazuri putem să discutăm și despre prieteni, persoane apropiate cu care noi rezonăm foarte, foarte bine. Să vedem ce e cu această alegere. E o alegere legată de o femeie care este cam ca o mamă pentru voi. Stau pentru unii tauri, are legătură cu feminitatea voastră în privința căreia e nevoie să luați o decizie. Acum poate aveți prin preajmă vreo femeie din aceasta mai. Cam ca o mamă, da, care aș face tot felul de iluzii, care aș face tot felul de variante, parcă e o celebrare așa între voi și această femeie pentru unii tau. Rezultatul final puterea dragilor văd aici foarte multă pasiune la voi, ori e o zi foarte intensă, ori aceste energiile simțiți câteva zile bune. Puterea aici îmi spune că e o energie de a voastră care pur și simplu vă oferă multă forță într-o situație anume, dar e o forță mentală, nu știu cum să vă explic, e o forță total diferită. E ca și cum luați frâiele în mâini. Luați friele în mâini și pentru unii tauri e posibil ca ceva să vă rănească așa ușor în orgoliu. Uh, pentru alții chiar poate să fie vorba de faptul că aveți o discuție ușor mai în contradictoriu cu o femeie din cu, cu un bărbat din viața voastră, pentru unii poate fi vorba și de o femeie Adică e o situație în care e nevoie să dați dovadă de multă înțelepciune și e o situație în care se cere să apelați foarte mult și la rațiune Nu doar la zona voastră emoțională, nu doar la zona voastră de eros, da? ca să spun așa foarte interesant, dragi tauri, două arcane majore, îndrăgostiții și puterea. pe total să știți că e foarte multă pasiune la voi, e foarte multă poftă de viață și e posibil să fie o zi mai plină și mai intensă. Și acum cât de plină, cât o simțiți voi intensă. Hai să vedem pentru dragii mei gemeni ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația îndrăgostiții, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, eremitul. Dragi gemeni, se pare că pentru voi e o zi în care se cere foarte multă înțelepciune într-o alegere anume din viața voastră. Văd aici că e o zi în care aveți de a face cu acte, hârtii, documente sau cu o clarificare de situație, o clarificare care are legătură cu zona voastră emoțională sau cu o persoană mai tânără pentru alți gemeni. De asemenea, văd aici că e o zi în care se cere de la voi foarte, foarte mult ce anume se întâmplă asul de cupe. Văd aici o veste bună pe care o primiți sau o nouă emoție pe care o simțiți referitor la un loc mai vechi sau referitor la o persoană mai în vârstă, referitor la o persoană înțeleaptă. E ca și cum, pe de altă parte, vă uitați foarte, foarte atenți într-un anumit loc, deschideți ochii foarte, foarte mari, sunteți acolo cu um, cu lumina aprinsă și parcă faceți o mică mare cercetare și astfel văd că vă dați seama de o nouă emoție, vă dați seama de stabilitatea pe care vă doriți într-o relație, într-o situație, în viața voastră, la modul general vorbind și văd aici că această emoție pur și simplu vă face să vă doriți mult mai tare să vă păstrați o anumită poziție, să vă implementați o anumită idee într-un anumit spațiu și văd că pentru unii gemeni posibil să primiți o invitație sau să lansați o invitație cuiva pentru o ieșire pentru o întâlnire, și pentru alți gemeni. E ceva ce are legătură cu o femeie, o femeie dulce, iubitoare, e o femeie foarte sensibilă, o femeie care pur și simplu e pe inima voastră, e o regină de cupe totuși, deci e o femeie foarte, foarte cum se cade, aș spune eu. Poate fi vorba de o femeie cu o influență foarte mare asupra voastră. Pentru alți gemeni chiar m-aș gândi aici că e posibil da, să cunoașteți o persoană nouă. Pentru domnii în mod special sau să vă revedeți cu o persoană dragă voi, o persoană cu care se mânați foarte mult. Rezultatul final, cavalerul de bâte, văd aici un entuziasm fantastic din partea voastră sau o persoană mai tânără cu care intrați în contact. E o persoană care are tendința să se arunce cu capul înainte sau poate să fie o zi în care chiar voi faceți tot felul de lucruri din acestea. Mai adolescentine, mai tinerești, mai neserioase, dar în contextul unei situații destul de stabile, aș spune eu, pentru că totuși este eremitul aici. Dragii mei gemeni, să știți că e o zi pentru voi cu foarte multă pasiune, e o zi cu înțelepciune și e o zi în care, pentru unii gemeni, să știți că toată această poveste poate avea legătură cu zona voastră personal. Da? Pentru alții, posibil pe la locul de muncă să se întâmple așa ceva, dar eu totuși simt că pentru unii dintre voi e vorba de o noutate care apare pe zona voastră emoțional. Dragii mei raci, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. situația 3 de băte, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală diavolul. Dragii mei, raci, pentru voi să știți că eu o zi aici în care vă faceți niște planuri cu privire la o călătorie îndepărtată sau discutați cu o persoană de la o distanță foarte mare și e o situație în care cineva aici vă că -și urmărește interesul. Sunt niște lucruri ascunse. Pentru unii poate să fie vorba de niște planuri pe care vi le faceți referitor la un proiect sau referitor la niște bani. Poate chiar o femeie din viața voastră ar, ar putea să-și urmărească propriul interes pe zona aceasta materială pentru un iraci. E ceva foarte stabil din punct de vedere financiar. De asemenea, poate avea legătură toată această poveste cu o casă, o moștenire, o mașină, nu știu, ceva palpabil, ceva fizic de aici. Uh, Unii raci, posibil chiar să vă gândiți să vă luați un concediu, să vă luați o pauză. Poate vă faceți planuri de weekend deja, știu că e joi, dar cine știe ce faceți. Poate chiar vă gândiți la un moment să vă relaxați, la un moment să vă simțiți bine. Sunt niște planuri, niște idei, ceva ce puneți voi aici la punct, dar e ca și cum le analizați din mai multe puncte de vedere, e ca și cum meditați asupra lor. Ce anume se întâmplă, dragii mei raci, văd aici justiția, deci a doua arcană majoră. Și tind să cred că ori e o zi extraordinar de profundă pentru cei mai mulți dintre voi, ori pentru unii raci chiar discutăm despre faptul că e o perioadă, dragilor, în care dreptatea. Dreptatea fizică, actele, hârtiile, documente, clarificările de situație iarăși sunt foarte, foarte importante pentru voi și dacă vreți, e o perioadă în care vine dreptatea divină în viața voastră, însă vă pune față în față cu niște, cu niște dependențe pe care le aveți, cu niște lucruri care vă tentează extraordinar de mult dragii mei raci și atunci dacă dați nas în nas cu ele, dacă uh, încercați să le depășiți, da, poate e ceva ce are legătură cu zona pasiunilor, poate e ceva ce are legătură cu o aventură sau cu o persoană care vă atrage foarte mult Poate chiar se cere de la voi să fiți mult mai cumpătați Să nu vă aruncați cu capul înainte într-o situație într-o relație anume Poate la modul general, vorbind când vine vorba de flirt da? Rezultatul final dragi raci valetul de bâte văd aici Se pare că e o zi sau e o perioadă așa de una două zile depinde v-am zis de fiecare în care vă simțiți bine, dar valetul de bâte vorbește despre distracție, vorbește despre pasiune, vorbește despre mesaje care invită la relaxare, dar o relaxare din aceasta cu multă energie, cu energie fizică, cu energie eu știu, erotică, da? pentru alți raci, poate e vorba de distracție, poate e vorba de mișcare fizică, iar și aici să știți că e, 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 bine, cel puțin cărțile vă recomandă să vă cumpătați în acest punct de vedere în această perioadă. Iar și posibil o persoană mai tânără, o persoană sau o persoană care se comportă mai adolescentin să aibă o importanță mare în, în preajma voastră în următoarea perioadă. Foarte interesant, dragii mei, și la voi, două arcane majore, diavolul și cu justiția, să că, așa cum v-am zis, e o perioadă în care vi se pregătește, deci din acest moment aveți șansele să clarificați ceva, să lămuriți ceva, dar repet, e nevoie să vă, vă, puneți așa oglinda față și să dați nas în nas cu anumite frici, cu anumite lucruri ascunse pe care le aveți și care poate vă ținau captivi și de asemenea ideea aceasta de a vă cumpăta să știți că este foarte, foarte intens aici în, în etalare. Dragii mei lei, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, cavalerul de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală asul de monede. Dragii mei lei, se pare că pentru voi uh, e o zi în care începeți ceva nou, e o zi în care faceți o activitate nouă, e ceva ce are legătură cu așteptare și poate are legătură cu zona aceasta materială. E ca și cum aruncați o privire undeva uh, de sus, e ca și cum dați tonul la ceva în această zi. Pentru unii lei, să știți că e o, e o zi iarăși în care ori lansați o invitație cuiva, ori să se face o invitație. Văd că e ca și cum faceți schimb de informații cu o persoană foarte dragă vouă. De asemenea, văd că unii lei posibil să aibă parte de o victorie sau să afle de o veste bună referitoare la o persoană de la drum sau referitoare la o invitație. Poate e vorba de o persoană foarte dragă vouă, persoană dragă sufletului vostru. Ce anume se întâmplă 10 de spade, văd aici. Posibil pentru unii lei chiar să se producă și un final în viața voastră. E ca și cum ați prins aici tonul, ați prins vibe-ul care este, ați prins valul, cum s-ar spune, dar e nevoie să lăsați ceva în urmă, e nevoie să terminați ceva anume. Văd un final. Poate terminați ceva sau poate ceva anume pur și simplu simțiți voi că vă pune la pământ. E ceva care e adevărat, vă stârnește ușor orgoliu, vă pune mintea la contribuție, vă face mult mai clar din punct de vedere mental. Poate fi vorba de faptul că se termină o prietenie, o relație sau aflați că în sfârșit sau aflați de o luptă de orgolii dintr-o relație care vă cam dezamăgește sau care vă face să suferiți. Și uh, pentru unii lei poate să fie vorba de o relație de-a voastră, în special dacă sunteți bărbați, dacă sunteți femei, poate să fie vorba de uh, această poveste care are loc în, uh, în cuplul vostru, da? Și posibil să fie așa o uh, mică mare contradicție acolo sau chiar să aflați de un final. Poate se termină o etapă, o etapă de suferință pentru alții. Rezultatul final, cavalerul de spade, dragii mei, e un eveniment total neașteptat, un eveniment care se produce într-un loc nou, într-o situație nouă din punct de vedere material, ori persoanele respective se află la alt nivel din punct de vedere material, ori pur și simplu situația în sine, um, eu știu, se petrece într-un alt loc sau într-un alt context. Totuși văd că acest eveniment total neașteptat, rapid, are legătură cu un succes, cu a face lumină într-o problemă, într-o situație, cu a clarifica ceva anume. Deci poate pentru unii are legătură cu justiția sau cu hârtia, acte documente, pentru alții are legătură cu un divorț, cu ceva foarte important da, pentru voi ceva care ar presupune o claritate. Și văd că e o situație aici în care cineva își urmărește propriul interes, cineva profită de poziția în care este iarăși. Uh, și are legătură cu această relație sau cu această asociere, prietenie, parteneriat, da? ceva de genul acesta. Foarte frumos, dragii mei lei, să știți că e o zi bună pentru voi, per total, chiar dacă este acest final aici. Uh, aveți cărți care vă indică de asemenea că e o zi în care e posibil să intrați în contact cu persoane mai tinere sau cu persoane mai neexperimentate pe anumite planuri, dar pentru alții chiar văd aici că e posibil să aflați de un final de relație sau de un final de etapă. Dragi fecioare, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată, care sunt energiile. A și sărit o carte, situația. Ce anume se întâmplă rezultatul final și energia generală doi de cupe dragi fecioare. eu o zi cu reîntâlnire eu o zi cu o întâlnire o zi cu. O activitate care pur și simplu uh, vă face să vă gândiți la distracție, la vă relaxa, la vă simți bine. E o invitație aici sau o persoană de la drum care vine către voi, iarăși văd niște cuvinte de apreciere, de laudă sau poate chiar declarații de dragoste, știu eu ce faceți voi. Uh, pentru alții poate să fie vorba de o nouă asociere, de un nou parteneriat sau de o nouă persoană pe care o cunoașteți. Pentru unii, da, poate să fie de dragoste, pentru alții, n-are treabă. Uh, situația 2 de bâte poate fi vorba de o persoană care vine de la o depărtare sau pentru alții poate fi vorba de niște planuri de o, pentru un viitor mai îndepărtat sau pentru o călătorie mai îndepărtată da, pe care o faceți. Ce anume se întâmplă 10 de cupe, wow ce frumos, văd că e o zi în care vă întâlniți cu o persoană dragă vouă pe zona familiei, văd o energie extraordinar de bună la locul de muncă, poate să fie vorba chiar de niște Planuri serioase de viitor pe care vi le faceți împreună cu o persoană foarte dragă vouă, poate niște planuri referitoare la un grup de oameni, la ideea aceasta de familie pentru alții dintre voi sau chiar m gândi aici că e vorba de un ideal de al vostru pe care vreți neapărat să-l puneți în practică și are legătură cu o transformare profundă, un final definitiv, dar o renaștere în același timp. Un nou început, dar e ceva karmic, e ceva care cumva deja este hotărât, destinat și parcă îl și simțiți. Posibil această întâlnire să aibă loc la o vreme de seară și această reîntâlnire, această discuție pur și simplu să vă schimbe radical uh, părerea față de o relație, față de o situație, față de viață la modul general vorbind, dar într-un sens pozitiv. Atenție! Rezultatul final 3 de bâte, văd aici de la 2 de bâte la 3 de bâte e bine, se pare că ați mai pășit un încă un metru, ca să spun așa, încă o bâtă în afară din acest blocaj, pentru că văd că e posibil să fie un blocaj care e de mult timp într-o relație și se pare că în această zi pentru unii dintre voi e ca și cum mai deblocați lucrurile, priviți spre viitor. Priviți spre următoarea etapă, deci drumul se scurtează, ați mai pus o bâtă, ați mai solidarizat ceva pentru cei mai mulți dintre voi. Poate fie vorba de asemenea de o călătorie pe care o puneți la punct pentru un viitor ușor mai apropiat. Și e ceva ce iarăși are legătură aici cu. Um, ori cu stabilitatea voastră ca și bărbat, dacă sunteți bărbat, dacă sunteți femeie, are legătură ori cu o casă, cu o mașină, cu ceva palpabil, material sau poate chiar are legătură cu un bărbat din viața voastră. Un bărbat stabil, un bărbat care știe ce vrea, un bărbat pe care vă puteți baza. Dragi fecioare, nu aveți arcane majore, în schimb să știți că e o zi pe care probabil nu o veți uita ușor, chiar dacă nu sunt arcane majore, pentru că e o zi cu o energie extraordinar de frumoasă, cu pasiune în egală măsură, dar văd foarte multe emoții. Sunt la un apogeu, adică e 2 de cupe, e 10 de cupe. Păi la unii v-ar spune casă de piatră, nu știu ce faceți, că puneți bazele la o relație, cunoașteți pe cineva și deja porniți acolo cu ceva stabil sau aveți niște discuții în acest sens și atunci sunt foarte, foarte stabile. Dar nu toată lumea, pentru alții poate să se petreacă toată această poveste pe zona prietenilor sau la locul de muncă. Dar pe total să știți că eu o zi cu foarte multe emoții și eu o zi cu foarte multă pasiune și cu planuri de viitor. Sau cu drumuri îndepărtate. Dragi balanțe, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Situația, regina de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală: 6 de cupe. Uh, dragi balanțe, pentru voi poate fi vorba de o revedere, da? Sau um, de o întâlnire da, cu o persoană foarte dragă vouă, e ca un suflet pereche, Eu o regină de cupe, adică o femeie extraordinar de sensibilă, o femeie extraordinar de dulce, poate să fie vorba de o persoană mai tânără sau poate să fie vorba de o persoană pe care o cunoașteți de mult timp, o persoană cu care vă oglindiți, o persoană cu care pur și simplu aveți foarte multă pasiune, persoană cu care reușiți să clarificați ceva, cu care știți sigur că ori vă simțiți atrași, ori pentru alții dintre voi are legătură cu niște activități noi pe care le faceți, activități care vă entuziasmează și pe care le faceți împreună cu o persoană din trecut sau cu zona copiilor, da? pentru alții dintre voi. Um, văd aici un final de ciclu, da? un final de ciclu e ca și cum ceva se încheie, ceva ajunge la un apogeu, adică într-un punct înalt, într-un punct foarte frumos, într-un punct plin cu tot felul de resurse. E ca și cum sunteți aici păziți. De asemenea, posibil să aveți parte de o femeie în viața voastră, o femeie, așa cum am spus, e dulce, e foarte intuitivă, extraordinar de sensibilă, care este lumea pentru voi. Poate să fie mama, poate să fie iubită, poate să fie o prietenă, e o persoană acolo în inima voastră. Ce anume se întâmplă regina de monede, văd aici, încă o femeie mai stabilă, poate e o femeie care ține mult mai mult la tot ce înseamnă material, adică mâncare, bani, eu știu, haine. E o femeie aici destul de stabilă, e o femeie care știe ce vrea, poate să fie vorba de asemenea și despre zona aceasta materială care are o importanță mai mare, poate primiți niște bani de la drum sau o femeie care vine de la drum, iarăși aici, um, și cu care e posibil să stabilizați ceva, posibil să fie vorba de o întâlnire la o vreme de seară sau de o intuiție pe care o aveți referitor la o alegere, referitor la un drum pe care e nevoie să-l faceți ori într-un loc din acesta fizic, da, e un loc nou pentru voi, e ceva total diferit și de asemenea văd că unii e posibil să aveți o dorință foarte mare pentru a reuși să stabilizați ceva din trecut din punct de vedere financiar. Rezultatul final nouă de cupe, foarte frumos, e o împlinire absolut fantastică, e pe inima voastră, pe gustul vostru, e o împlinire pur și simplu extrem de mare, e ca și cum vă simțiți mulțumiți, împliniți într-o situație într-o situație în care ori ați muncit, ați pus osul la treabă, ori pentru alții dintre voi e o situație aici în care ați vrut să reparați ceva sau ați muncit pentru ceva și acum în sfârșit vă simțiți împliniți, în sfârșit cu culegeți roadele. Foarte interesant, dragilor, e o etalare foarte, foarte frumoasă, e o etalare cu foarte multe emoții pentru voi în această zi și, ce să vă zic, o zi, o zi iarăși în care femeile au un rol important în viața voastră. Dragii mei scorpioni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. a deja o carte. Situația. Ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 10 de bâte. Dragi scorpioni, și aici aveți faetonul. E o zi în care cred că aveți multe drumuri sau un drum vă obosește. E o situație aici pe care nu prea o mai suportați. Poate să fie vorba de uh, multe activități la locul de muncă pentru unii dintre voi și e ca și cum faceți tot felul de drumuri în acest sens sau e o situație care vă provoacă și în care e nevoie să țineți în frâu și stânga și dreapta și o persoană și cealaltă, să țineți în frâu și familia și locul de muncă. Pentru alții dintre voi văd aici că e ceva care vine în viața voastră și e posibil să vă pună nițel la treabă. Nu știu, poate aveți treabă prin casă sau pur și simplu e o zi destul de aglomerată. Văd aici un drum pe care îl faceți împreună cu cineva sau e o provocare, așa cum am spus, să fiți foarte, foarte atenți la tot ceea ce vă înconjoară. De asemenea, văd aici o O noutate care apare pe zona voastră profesională sau pe, în planul vostru fizic. O persoană nouă, un fel de mâncare nouă, haină nouă, e ceva acolo, un electrocasnic nou, ceva nou care apare în viața voastră de la acest drum și e ceva ce are legătură cu a echilibra o situație. Poate primiți ceva. Ce anume se întâmplă? Puterea. Dragi scorpioni, da, Arcana Majoră numărul 7, Arcana Majoră numărul 8. Uh, e o zi aici, sau e o perioadă, acum nu știu, că aveți două arcane majore, depinde cât de intens le simțiți. E o zi sau e o perioadă în care să știți că ceva vă stârnește orgoliu, da? Dar, în egală măsură, această presiune pe care o simțiți uh, și care vine la pachet și cu niște iluzii, uh, poate să vă stârnească orgoliu și să scoată din voi o forță nebănuită pe care. Na, voi știți că mereu aveți forțe nebărânte, adică avem că v-am zis și eu am aspecte marcante pe scorpion și mă regăsesc de multe ori în etalări Dar aici e vorba de o situație care pur și simplu ne provoacă, scoate din noi o energie total nemai văzută de către ceilalți E o energie care chiar poate intimida și care chiar poate închide gura unui sau unei persoane sau poate închide o situație care a fost destul de tensionată pentru noi, ca și cum cineva ne-a călcat pe coada la un moment dat. Pentru Alți scorpioni, văd că e o zi cu foarte multă pasiune. E o zi în care se spun multe vorbe în egală măsură. E o zi în care se pasiunea e la cote maxime. Erosul e până la cer și înapoi dar în egală măsură posibil ca o discuție anume rapidă sau niște vorbe pe care le aflați să nu vă convină. Nu neapărat că sunt negative, dar pur și simplu parcă nu se pupă cu ceea ce gândiți voi. Rezultatul final, cavalerul de spade. În final, dragi scorpioni, văd aici un eveniment total neașteptat. E un eveniment foarte rapid care se întâmplă, poate o vizită rapidă, da? Poate fi vorba de un eveniment total neașteptat care are legătură cu zona aceasta financiară, cu zona banilor pentru unii dintre voi, are legătură chiar cu o... Cu o inovație, e ca și cum pe neașteptate aflați de un pont de a face bani sau aflați pur și simplu de sau primiți da, ceva care este de ultimă oră sau ceva care e legat de tehnologie pentru alți scorpioni. E o dorință de-a voastră aici pentru a vă stabiliza din punct de vedere material, nu aparat acum să vă îmbogățiți, dar pur și simplu să vă știți voi acolo stabil, că aveți ceva în cămară, că nu știu, aveți un pat confortabil, da? Și atunci, pe neașteptate, se pare că da, găsiți o soluție sau faceți niște schimbări în acest sens. Dragii mei scorpioni, foarte interesant la voi, două arcane majore, foarte frumoase, foarte profunde, foarte intense și per total, așa cum v-am zis, eu o zi sau sunt niște zile cu provocări pe care cu siguranță le treceți cu brio și care vă duc tocmai în ideea aceasta de a vă inova ceva, de a vă face o schimbare în viața ei, ca și cum nu mai suportați să mai dormiți pe acea saltea care este ruptă. Eu. Acum vă, vă dați seama, na, na, pentru unii poate e valabil, dar poate e vorba de ceva din viața voastră care pur și simplu era ca o povară și vă era acolo încrunată și cu niște fundițe roz și albastre, dar de fapt erau niște bâte. De fapt, erau niște lucruri care pur și simplu vă îngreunau, adică ele păreau așa din exterior, toată lumea vai ce frumos, ce drăguț, dar de fapt și de drept de nicio culoare nu erau lucrurile așa și atunci ai nevoie să vă despovărați de aceea aici sunteți, sunt niște situații care sunt benefice pentru voi pentru a face schimbări. Dragii mei săgetători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată, care sunt energiile, situația, puterea, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală nouă de cupe. Dragi săgețători, e ceva aici care vă mângăie așa pe spate, vă mângăie orgoliu, vă face să vă simțiți într-un mare fel. E o împlinire absolut fantastică, parcă tot ați stat aici și ați jonglat, ba în stânga, ba în dreapta, tot parcă ați evitat să luați o decizie. Parcă a fost o situație sau poate încă e o situație în care e nevoie să fiți mici, mari, magicieni. E o situație pe care poate ați abordat-o cu grijă, cu atenție și văd aici că e ceva care pur și simplu vă face să vă simțiți invincibil, vă face să vă simțiți puternici, e o putere din aceasta până la infinit și înapoi. Dragi săgetători, e o energie foarte frumoasă, foarte bună, însă această carte invită la a încerca prin puterea minții să vă învingeți tot felul de ieșiri, tot felul de trăiri din acestea poate mai carnale. Poate să fie vorba de o celebrare, de o petrecere, de o sărbătoare, e ceva care vă bucură extraordinar de mult și care vă mângâie orgoliu, dar pe de altă parte nu vă convine. Nu vă convine pentru că e nevoie să renunțați la ceva. Pentru că s-a finalizat o etapă, o etapă din viața voastră, nu e neapărat ceva negativ, că dacă se finalizează ceva, începe altceva și evoluăm E nevoie să vă îndreptați și voi ochii către lumea în care trăim, e nevoie să vă îndreptați și voi ochii către lucruri poate mai ieșite din comun E nevoie aici cu Jupiter învățător al vostru, poate să acceptați anumite schimbări în viața voastră, anumite inovații E nevoie să lăsați tot ce e vechi acolo în urmă, gata, s-a terminat etapa, s-a terminat și poate e cazul să lăsați în urmă și anumite lucruri care nu vă mai folosesc ca tocmai să faceți loc celor noi care apar. Ce anume se întâmplă patru de spade, văd aici. E o zi în care ori vă luați liber, ori vreți să vă relaxați, e ca și cum stați și meditați, analizați o situație din mai multe puncte de vedere și încercați să găsiți o cale de ieșire. Cartea vărsătorului, exact ce spuneam, dragi săgetători, e o perioadă în care e posibil ca într-un moment așa de respiro, cât stați, beți un ceai, vă relaxați, să se producă o anumită schimbare, o anumită inovație în viața voastră, să poate căutați ceva în jurul vostru și deodată vi se aprinde beculețul, deodată simțiți exact ce trebuie schimbat. Posibil ca pentru unii săgetători să fie vorba aici de o persoană total diferită, de o persoană care vă pune pe gânduri sau poate să fie vorba de o dorință de-a voastră la care tot stați acolo și meditați și vreți cu adevărat să se îndeplinească. Dar repet, ca să se îndeplinească trebuie să lăsați ce nu mai e bun pe acolo în urmă, că dacă lăsați cu siguranță vine. Rezultatul final, spânzuratul, văd aici. O situație în care sunteți puși, da? Că știți cum e, că ne dorim ceva de la univers, dar da, nu trebuie să ne gândim acum și modul prin care vine, că devenit vine, dar cum vine Dumnezeu cu mila Aici la voi vine acea dorință, să știți, începând cu această perioadă, dar inițial vă pune într-o situație în care. Vă simțiți blocați și sacrificați și mai mult decât atât e nevoie să stați strâmb și să gândiți drept. E nevoie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. E nevoie chiar să. Încercați să vedeți altfel ori un copil, ori o persoană mai tânără, ori tot ce înseamnă de a declara iubire. Neapărat iubire din această erotică, că na, ne putem declara emoțiile și empatia și față de semenii noștri, față de animale, față de prieteni, față de familie E nevoie să vă schimbați acest punct de vedere pentru unii săgetători De asemenea, dragilor, văd aici că e o situație în care e posibil să vă ambiționeze și poate chiar să conștientizați că e cazul să priviți lucrurile dintr-un alt unghi și poate chiar um, să vedeți și acest soare care răsare în viața voastră, că e un soare frumos aici care răsare și e păcat să nu-l vedeți. Dragii mei capricorni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. aveți așa situația 10 de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 3 de cupe. Pentru unii poate să fie vorba de o petrecere în familie sau pentru alți capricorni chiar mă aș gândi aici că poate să fie vorba de o situație în care sunteți și o situație care pur și simplu vă umple sufletul cu bucurie, vă umple sufletul cu fericire. E ca și cum petreceți cu persoane dragi vouă, Poate zona prietenilor sau la o petrecere vom prieteniți cu niște persoane într-un mod mult mai apropiat. Văd totuși că lucrurile au început să se schimbe pentru că aici nu le văd foarte bune în trecut, deci n-au fost foarte roz. Și acum văd că în sfârșit lucrurile încep să se miște, lucrurile încep să se miște și văd că e ori la o ziua de naștere a cuiva, ori e vorba de o petrecere în care se oferă cadouri sau e vorba de a petrece ceva legat de a, că s-au dat bani, că s-au primit bani, că cineva și-a găsit un loc de muncă sau că s-a înțeles ceva cu niște bani. Poate e o petrecere la locul de muncă, nu știu. Rezultatul final, dragilor, rezultatul final, ce anume se întâmplă, 5 de bute văd aici, deci o situație în contradictoriu, o discuție posibil pe care o aveți. Pentru unii capricorni poate să fie vorba de un trio, să știți, și o discuție aprinsă pe care o aveți. Acum poate e vorba doar de gelozie și nu-i forma niciun trio pe acolo, dar pentru alții dintre voi chiar poate să fie vorba de niște discuții care au loc într-un cerc de oameni foarte apropiat vouă, poate chiar la o petrecere sau într-o zi din aceasta în care vreți și voi să vă relaxați, să stați cu oamenii dragi. Eu tin să cred că e vorba de faptul că vă contraziceți cu cineva, e ca și cum aveți păreri total diferite. Pentru unii poate să fie vorba de o concurență, iarăși care apare ori la locul de muncă, ori într-o situație. Și e ceva legat de un drum, e ceva legat de un drum și de o provocare care are loc în viața voastră. Rezultatul final, dragii mei capricorni, puterea, văd aici, este o arcană majoră extrem de profundă, este o arcană majoră care vă invită să apelați foarte mult la tot ce ține de, ra de rațiunea voastră, la tot ce ține de starea voastră de, de spirit, iarăși, pentru că e ceva care e posibil să vă provoace. Acum e un test, da? E un test și de nicio culoare nu e nimic negativ. Uh, e o situație în care se cere poate să luați atitudine, poate să spuneți odată pentru totdeauna domnule, nu-mi place asta la tine sau îmi place asta la tine sau vreau lucru X de la tine sau să-i spui al domnule, tu de fapt ce vrei de la viața mea la locul de muncă, domnule, de fapt, uite, mie nu-mi convine asta, asta și cu asta sau într-o relație la fel, adică vorbiți deschis fără să vă certați, fără să vă jigniți pe un ton calm, pe un ton lin, pentru că așa se rezolvă lucrurile și în niciun caz cu ceartă și cu război. Aici văd că e posibil ca o persoană mai în vârstă să vă ajute, să vă sfătuiască în, această situație, poate chiar să vă ghideze. E o persoană care a mai trecut prin așa ceva, printr-o asemenea experiență și care vă poate ajuta, care vă poate ghida din acest punct de vedere. Foarte interesant, dragii mei, scorp... dragii mei capricor. Da, poate aveți de-a face cu vreun scorpion, că nu degeaba am ies mie porumbii pe gură și voi știți asta foarte bine, că mă urmăriți de mult timp, ce puțin pentru cei care vă urmăriți de mult timp. Aveți o singură arcană majoră, puterea care în acest context repet vă spune că e o zi cu un test cu un test pe care eu cred că îl veți îl veți trece cu brio cu siguranță, poate e vorba de o mică mare gelozie, nu neapărat de dragoste. Poate e la locul de muncă, nu știu, sau în zona prietenilor, acolo e un conflict care pur și simplu vă pune pe voi să treceți un test și să maturizați ceva, o relație, o situație sau poate chiar pe voi. Dragii mei vărsători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți, hai să vedem ce aveți, aveți așa, situația, asul de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, doi de bâte. Dragi vărsători, e o zi în care aveți o priveliște spre viitor, absolut fantastică, o emoție total ieșită din comun. Pentru unii posibil să primiți o veste de la o depărtare sau să țineți cont de o emoție pe care o aveți și să priviți cât mai atent spre viitorul vostru Văd aici că e o situație în care pe de-o parte e bine, pe de-altă parte nu e bine și e o situație care cere de la voi iarăși să fiți foarte, foarte cumpătați și să negociați lucrurile într-o anumită manieră Văd aici o împlinire foarte mare a voastră din punct de vedere material, e o împlinire care vă ajută, e o împlinire care, la care voi visați pe un viitor mai îndepărtat și văd aici niște discuții clarificatoare pe care le aveți, discuții în urma unei etape, da? e ca și cum stabiliți cu cineva ce faceți de acum încolo, într-o relație, într-o situație, hai să dăm cărțile pe față, ce am făcut eu, ce ai făcut tu, bun, ei și de acum încolo, hai să vedem cine și ce merită Ce anume se întâmplă, dragilor, steaua, văd aici, e cartea voastră, deci foarte bine O speranță extraordinar de mare pe care o aveți, vis-a-vis -vis de un viitor îndepărtat, vis-a-vis -vis de... Viitor, vis o depărtare foarte mare vis-a-vis -vis de niște inovații, niște noutăți care apar în viața voastră. Și sunt niște speranțe pe care vi le faceți, dar aveți grijă, dragi vărsători, că sunt și iluzii pe aici prin preajmă, da, adică da, sperați, sperați, dar încercați să nu trăiți doar în speranțele acelea încercați să mai și acționați, pentru că e posibil să vă faceți niște iluzii cu privire la o situație, la o persoană, poate chiar la viitorul vostru sau la această călătorie îndepărtată să vă doriți atât de mult încât să pierdeți din vizor și anumite detalii fizice, tehnice, cum s-ar spune. Da? Ok, am proiectat noi, ăla e finalul, dar trebuie să mai punem și osul la treabă și să fim și foarte atenți cum ajungem până acolo. Totuși văd aici că e vorba de o victorie pe care o aveți, au o victorie care este răsturnată pentru unii vărsători. E un eveniment aici care răstoarnă o situație, ceva care are legătură ori cu zona medicală, ori cu un bărbat blând, iubitor sau un bărbat cu o influență foarte mare asupra voastră. Rezultatul final, dragii mei vărsători, văd aici împărăteasa a doua arcană majoră din etalarea voastră și ceea ce îmi spune mie că eu o zi e o perioadă în care un proiect de al vostru începe ușor, ușor să prindă roade, dar încă mai e, e cu întârzier, ori e mai târziu, Um. Ori pentru alții chiar e nevoie de ceva mult mai palpabil, e nevoie de ceva mult mai rigid, e nevoie de o siguranță mai mare pentru a căpăta ușor formă ceea ce vă doriți voi. Văd aici niște cuvinte de laudă, de apreciere pe care le primiți iarăși în această zi din partea unei femei Poate să fie vorba de mama sau dacă sunteți mamă și aveți copii, atunci e o zi în care se pare că vă încurajați copilul, vă spuneți niște vorbe frumoase Pentru că na, chiar are nevoie de el și văd aici niște bani pe care ori îi primiți și ori, ori îi dați da? Dar repet, iarăși, da, și un nou început, dragi vărsători Vă doriți voi aici ceva pentru viitor bun, dar încercați să nu vă faceți iluzii, încercați totuși să vedeți lucrurile mai clar, că nu, unele chestii să știți că vă scapă din vizor din acest punct de vedere. Dacă încercați, poate să vă sfătuiți cu această femeie care este mai matură sau această femeie care este așezată, această femeie care are mai multă experiență, o femeie cam ca o mamă așa pentru voi, să știți că v-ar putea ajuta mult mai mult să vă concretizați mai bine toată această poveste sau poate chiar să vă folosiți și să vă gândiți la rolul vostru de mamă. Da? Asta dacă sunteți femeie și aveți copii. Dar sunt energii pe care le simțiți așa câteva zile. Dragii mei peștișori, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. aveți așa situația regele de băte, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală moartea Pentru unii pești e posibil să aflați de un final, de etapă din viață sau cineva aflați de un final, cineva pleacă, cineva se mută, cineva își schimbă familia, vorba de un bărbat sau cineva schimbă grupul de oameni, cineva ajută de demisia, cineva iese la pensie, nu știu, cineva pleacă, da, cineva face o schimbare, o mutare. E un bărbat plin de viață, e un bărbat care știe bine să negocieze, e un bărbat care este așezat, un bărbat care este plin de pasiune, este plin de viață, un bărbat foarte pozitiv da? și aflați de un final, de o transformare din acest punct de vedere. Poate pentru unii pești discutăm despre un păcare, o revedere sau faptul că reluați legătura cu o anumită persoană. M-aș gândi aici că e o zi în care parcă vă relaxați, e o zi în care, posibil ca într-un moment în care ori faceți sport sau aveți activități din acestea fizice foarte puternice, posibil să vă dați seama așa deodată, să vă, să vă echilibrați și poate chiar să aveți mult mai multă dorință de a medita, de a analiza lucrurile altfel. Văd aici de asemenea că e o zi, dragii mei pești, în care aveți parte de o emoție nouă. E ca și cum sunteți așa visați cu ochii deschiși, visați cu ochii deschiși alții dintre voi. Deci ori e ceva legat de un final, ori e o transformare profundă care se petrece când faceți voi niște activități în acestea fizice. Ce anume se întâmplă, trei de spade, văd aici. E ceva care nu vă convine, e ceva care nu vă place, e ceva care, nu știu, e considerat de către voi ca fiind înșelător. Și văd de asemenea că e o situație aici la voi în care, pentru unii pești, să știți că. Um, ori e o discuție clarificatoare, cum ar fi ce ai făcut-o până acum, ce am făcut eu până acum, hai să tragem linie, e bine, nu e bine, e cineva acolo pe post de judecător sau vă judecați voi între voi Și vedeți ce anume e de făcut, vedeți care e vinovat și unde se poate merge mai departe Și această poveste nu vă convine, văd că mai mult de atât nu prea vă exprimați opinia, uh, mai mult decât atât văd că pe de altă parte... Uh, vă simțiți împliniți, dar vă simțiți împliniți când vine vorba de ideea aceasta de a primi o invitație undeva sau de a invita pe cineva undeva sau poate de a aștepta pe cineva de la drum. Da? Să poate face voi un drum la o persoană dragă. Vouă. Rezultatul final, dragii mei pești, văd aici 4 de monede. E o zi iarăși pentru voi în care pentru cei mai mulți pești să știți că ceva totuși se stabilizează în viața voastră. E de asemenea o situație în care e adevărat, nu prea vreți voi să lăsați să se termine, nu prea vreți schimbarea, nu prea vreți mutarea, nu prea sunteți de acord, dar, nu știu, parcă încercați să vă implementați în continuare un anumit punct de vedere sau, pentru alți pești, încercați să țineți cu dinții de o poziție pe care o aveți într-un loc de muncă, într-o situație, într-o relație încercați ca undeva anume lucrurile să iasă exact așa cum vreți voi. Și, dragii mei pești, poate avea legătură ori cu zona studiului, ori cu a vă informa cu, privire, cu privință la ceva anume. Pentru alții poate chiar are legătură cu ideea aceasta de a încerca să analizați lucrurile mai profund. Da? Poate e vorba și de o activitate nouă pe care vreți să o faceți în stilul vostru caracteristic. Da? Sau poate are legătură cu o persoană mai, uh, mai tânără, poate o persoană care studiază Foarte interesant, dragii mei peștișori, aveți și voi uh, o arcană majoră, moartea Care vă spune că începând cu această zi lucrurile cam încep să se termine așa pe aici, pe acolo și poate e cazul să fiți mai atenți poate e cazul să încercați să lăsați lucrurile de la sine și poate chiar să fiți deschiși la tot felul de schimbări, că ia uitați ce împlinire frumoasă vă așteaptă aici și dacă vă uitați cu adevărat în inima voastră veți vedea că sunteți cu adevărat împliniți, dragii mei peștișori, chiar foarte, foarte împliniți, aș putea să spun, în special din punct de vedere emoțional. Foarte interesant, dragilor, e o etalare frumoasă. Um e o zi în care, așa cum am spus, se cere să lăsați lucrurile de la sine. Să nu vă agățați de ele, că e mai bine așa. Știe mai bine, Doamne, Doamne și Dumnezeu pentru noi toți. Dragilor, acestea au fost citirile și de această dată, cam lungi, e adevărat, dar așa am simțit să fac. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și să ne revedem cu bine și data viitoare.